Încă de pe data de 10 februarie, cetățenii au ocazia de a se programa pentru vaccinare anti-COVID-19 cu serul AstraZeneca. În acest sens, alte 4 noi centre de vaccinare au fost deschise în județul Neamț. Printre acestea, unul este situat aproape de Roman, la Căminul Cultural din Simionești, comuna Cordun. Celelalte 3 centre de vaccinare se vor deschide la campusul Liceului Tehnologic Administrativ din Piatra Neamț, într-un bloc ANL din Bicaz și la baza sportivă multifuncțională din Pipirig. Începând cu 15 februarie, în fiecare din aceste centre se vor vaccina 60 de persoane pe zi cu vaccinul AstraZeneca. Am reușit zilele acestea să finalizăm toate detaliile pentru deschiderea centrului de vaccinare de pe raza comunei Cordun din satul Simionești. Așteptăm zilele acestea vaccinul și să dăm drumul la treabă la centrul de vaccinare de pe raza comunei noastre. Vaccinul AstraZeneca este unul dintre cele 3 vaccinuri disponibile pentru derularea campaniilor de vaccinare. Conform studiilor disponibile până la momentul autorizării condiționate de punere pe piață, vaccinarea cu acest ser este recomandată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani. În cele 4 noi centre menționate, el este destinat vaccinării persoanelor care fac parte din etapa a doua de imunizare, respectiv a celor cu boli cronice, dar și personalului din domenii esențiale, inclusiv din învățământ.